Organizația Județeană a Socialdemocraților anunță că îl va susține în continuare pe Victor Ponta pentru încă un mandat de parlamentar. Socialdemocrații sunt convinși că deputatul de Gorj corespunde criteriilor de integritate din partid. Liderii PSD Gorj anunță că Ponta va ajunge în Gorj până la sfârșitul acestei luni. Președintele PSD Gorj, Florin Căciumaru, spune că în cazul în care va candida în Gorj, Victor Ponta se va regăsi pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. Eu consider că da, atâta timp cât dumnealui și-a manifestat dorința să candideze de la Gorj, sigur va fi pe o listă de la Gorj, fie la senator, fie la deputați. Actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, nu ar avea nici el nimic împotrivă dacă Ponta va candida, pentru că acesta respectă și criteriile de integritate. De prevederile din codul de etică și pe situația actuală a lui Victor Ponta nu există această posibilitate. Am auzit că a apărut în presă și resping categoric această observație. Nu este într-una dintre aceste situații Victor Ponta. Dacă va dori să candideze, da, a spus Dragnea. Victor Ponta este așteptat de liderii PSD din Gorj la Târgu Jiu până la sfârșitul acestei luni. Cel mai probabil fostul premier va veni în județ pe data de 22 decembrie.